Conducerea primăriei Roman a constatat faptul că există zone ale municipiului în care, la anumite ore ale zilei, în special dimineața înainte de începerea cursurilor școlare, traficul se ștrangulează, în cazul în care în zonă circulația nu este dirijată de un agent de poliție. O asemenea zonă este aceea de la intersecția străzilor Veronica Micle cu Tineretului, în preajma școlii numărul 1 Vasile Alexandrii, unde se preconizează și montarea unui semafor. Studiat într-o dimineață traficul pe strada Tineretului, știind faptul că dimineața apar anumite probleme la intersecția de la Veronica Micle cu Tineretului, împreună cu reprezentanții ai Poliției Naționale, cu colegii mei din primărie de la Comisia de Circulație, am analizat traficul. Pe timp de vară există un sfert de oră mai greu din punct de vedere al traficului și cel mai probabil, cred că în toamnă, dacă bugetul o va permite, să încercăm să semaforizăm acea intersecție. Dar nu este o decizie luată, vom mai monitoriza și în perioada următoare, astfel încât să vedem care sunt condițiile optime. Am observat că atunci când există un agent de circulație în intersecție, se fluidizează traficul, însă în lipsa acestui agent, în perioada 8 fără 10, 8 și 5, traficul se ștrangulează. Decizia semaforizării acestei zone urmează a fi luată tot în cadrul Comisiei de Circulație, care funcționează la nivelul municipiului Roman și este formată din angajații ai primăriei Roman, membri ai Consiliului Local și reprezentanții ai Serviciului de Circulație Rutieră din cadrul Poliției Roman. La această oră în Roman avem semafoare la Spitalul Vechi, la hotel, la primărie, în zona Tosca, pe Bulevardul Roman Mușat, intersecție cu Dobrogea-Nugherea, pe Ștefan cel Mare, în dreptul la Paserv, pompieri, poliție comunitară, în sensul giratoriu de la Colegiul Petru Poni și la sensul giratoriu de pe Bulevardul Roman Mușat, în zona cunoscută de romașcani ca doi măgari.